v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Dana Pancu și vă prezint jurnalul Știi TV. Reprezentanții ai direcțiilor pentru cultură din mai multe zone ale țării și din străinătate s-au reunit la Târgu Mureș pentru a dezbate principalele aspecte ale activității din domeniu. Problemele regăsite în ceea ce privește gestionarea situațiilor clădirilor de patrimoniu atrag atenția celor care sunt implicați direct în promovarea acestor valori culturale în încercarea de a identifica soluții viabile pentru remedierea deficiențelor. Simpozionul internațional organizat de Direcția pentru Cultură Mureș în parteneriat cu Asociația Localităților și Zonelor Istorice din România și Primăria Municipiului Târgu Mureș oferă cadrul propice dezbaterilor de specialitate, subiectele fiind inițiate de cei care sunt implicați direct în activitatea de profil. Momentul zero al acestei problematici este unul care presupune tragerea unui semnal de alarmă. În întreaga țară sunt monumente care reclamă intervenții de urgență, reclamă salvare pe de o parte, iar pe de altă parte, lucru foarte important, reclamă punerea lor în valoare, înscrierea lor într-un circuit cultural-artistic. Dincolo de problemele regăsite în teritoriu, instituțiile abilitate în promovarea obiectivelor de patrimoniu se confruntă cu o legislație ambiguă și stufoasă, care nu facilitează atragerea fondurilor necesare pentru investiții. În actuala legislatură parlamentară, toți cei 5 miniștri care s-au succedat la cârma Ministerului Culturii au făcut vorbire atunci când au fost audiați de proiectul Codului Patrimoniului Național. E bine, nici până ziua de azi nu a văzut nimeni acel proiect al Codului Patrimoniului Național. În primul rând este nevoie de o modificare legislativă, de un nou cod al patrimoniului simplificat, mult mai clar și coerent, și pe de altă parte este nevoie de bani. Nu există cale de mijloc. Bani când se pune problema alocărilor de la bugetul de stat prin Ministerul Culturii și de asemenea de la bugetele locale prin primării și consilii județene. Latura internațională a evenimentului este evidențiată prin participarea reprezentanților francezi din domeniul cultural. În urma dezbaterilor susținute, toți cei prezenți își doresc să obțină o serie de soluții pentru absorbția fondurilor necesare investițiilor întreprinse. La nivelul județului nostru există peste 1000 de astfel de monumente. Noi echipe au acceptat provocarea lansată de Primăria Municipiului Târgu Mureș și s-au angrenat în concursul culinar, în cadrul căruia participanții au încercat să-și evidențieze calitățile în tăiatul porcului și în pregătirea celor mai gustoase preparate tradiționale. Bucatele pregătite cu minuțiozitate au atras atât privirile juraților, cât și atrăgătorilor dornici de a-și delecta papilele gustative. Tocăniță, jumăr, chifteluțe, ciorbe, cârnați sau specialități din carne de porc. Toate s-au regăsit pe standurile echipelor participante pentru a fi prezentate membrilor juriului. În funcție de ingredientele sau preparatele specifice, toți concurenții au impresionat atât prin aspectul bucatelor, cât și prin mirosul și gustul îmbietor. Am pregătit 3 feluri de mâncare, aperitiv tradițional din porc, ciorba ardelenească din porc și am făcut o tochitură cu mămăliguță, castraveți murații. Sângeret, cartaboș, tocăniță de carne, cârnaț picant, cârnață de porcă, răcituri, sarmale, ruladă de carne, mască de porcă, șorici, mușchi împănată, friptură împănată. Am pregătit un ciolan frumos acolo, un cap de porc, jumări, cartaboș, cârnaț, mămăligă, bineînțeles. Sarmale n-am apucat, dar avem în schimb țuică, vin și slănină afumată. Le spuneți dacă v-a dat bătăi de cap ploaia în ceea ce privește pregătirea porcului și tăiat. Dimpotrivă, ploaia ne-a ajutat. Am început prima dată cu bună dispoziție. Pe urmă, jumerile. În primul pas a fost tăiatul porcului și în cele din urmă, de la tocăniță până la varză și de la tot ce a dorit, de la jumeri până la frigărui. Secretul este următorul. Lupilor, au! Lupilor, au! Lupilor, au! Ăsta e secretul. Devenit deja o tradiție, concursul culinar atrage de la o ediție la alta tot mai mulți participanți care doresc să-și demonstreze dibăcia în ceea ce înseamnă tăiatul porcului. Ca de fiecare dată, jurația a evaluat fiecare element specific echipelor, astfel încât să se poată efectua o departajare. Din cadrul simfoniilor de toamnă este și această manifestare a talentelor culinare, a tuturor celor care nu sunt bucătari, nu sunt master chef, nu au nicio legătură, ci fac totul din pasiune. Fiecare la ora 6 dimineața au sacrificat câte un porc, pus la dispoziție de către Primăria Târgu Mureș și s-au întrecut în tot ce înseamnă artă culinară, talent,
în sistem brut. Tocănița de porc a fost produsul obligatoriu. Am restul produselor tradiționale, începând cartabos, sângerete, cârnați, piftele. Au intrat pentru că sunt produse a sezonului de tăiatul porcului și e un obicei în întreaga țară să existe aceste produse pe masa de pomană a porcului. Fiecare au făcut câte un produs, au ieșit în evidență cu un alt produs. Dacă juriul a poposit pe la fiecare stand, așteptăm prezentarea și degustarea preparatelor. Nici târg mureșenii prezenți în parcul municipal nu s-au dat la o parte din a savura specialitățile gastronomice. Din nou, ce câte un pic, bem câte un pic de jinarți, să sperăm că bunătățile astea foarte bune. Foarte bune, foarte bune toate preparatele până aici. Ce v-a plăcut în mod deosebit? Grătarul e foarte bun, cârnațul este foarte bun, lebărul este foarte bun, toate sunt bune. Am gustat și foarte bun. Ce v-a atras în mod deosebit atenția? Ce se găsește aici? Tort bun. Dincolo de posibilitatea petrecerii timpului liber, altfel decât în mod obișnuit, concursul gastronomic are scopul de a evidenția una din tradițiile poporului român și anume tăiatul porcului, astfel că tinerii au putut observa ce implică această acțiune și cum se prepară de fapt bucatele care ne duc cu gândul pe cei mai mulți dintre noi la rețetele bunicii. Peste 800 de pensionari Târgu Mureșeni s-au reunit pentru a marca Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice printr-o petrecere pregătită special pentru ei. Alături de bătrânei a fost și consilierul personal al primarului Claudiu Maior. Muzică, dans, voie bună și bucate alese. De asta au avut parte cei peste 800 de bătrânei care au lăsat deoparte pentru câteva ore problemele vârstei și s-au pregătit pentru petrecerea dedicată lor. Foarte bine, foarte bine, vă mulțumim, a fost o seară de neuitat. Extraordinar de bine, să trăiască primarul. Au făcut foarte bine pentru Târgu Mureș și pentru Târgu Mureșeni. Consilierul personal al primarului Claudiu Maior a fost din nou în mijlocul celor care, prin muncă, sacrificii și dăruire, au pus bazele orașului de astăzi. În primul rând, felicitări celor care au venit astăzi, pentru că împreună români și maghiari dau frumuseții orașului. Cel mai important lucru este că acolo unde ne întâlnim, de fiecare dată lumea se simte bine și chiar dacă se cântă în românește, chiar dacă se cântă în ungurește, poate chiar trebuie să mă repet, tot împreună românii și maghiarii dau frumuseții orașului. Dat fiind numărul mare de participanți, evenimentul a fost găzduit atât la Casa de Oaspeți a Primăriei, cât și la Centrul Cultural Mihai Eminescu. Dincolo de momente de veselie, pensionarii au avut parte de surprize oferite prin intermediul tombolelor. Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, precum și indicii privind existența conflictului de interese de natură penală în cazul a trei forți sau actuale angajați cu funcții de conducere în sistemul de sănătate publică din România. Și compania de administrare a infrastructurii rutiere a scos la licitație execuția lucrărilor pe lotul 1 Târgu Mureș-Ungheni din autostrada A3 până la Câmpia Turzii. Toate acestea, dar și alte informații în știrile pe scurt. Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, precum și indicii privind existența conflictului de interese de natură penală în cazul a trei foști sau actuale angajați cu funcții de conducere în sistemul de sănătate publică din România. Printre aceștia se află și Coroș Marius Florin, în stare de incompatibilitate în perioada 15 octombrie 2008-31 martie 2015, întrucât a deținut simultan funcțiile de șef secție la secția clinică chirurgie generală 1 din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș și de administrator la SC Alma Medical SRL, încălcând astfel dispozițiile articolului 178 alineatul 1 litera B din legea numărul 95 din 2006. Persoana față de care s-a constatat existența conflictului de interese, ori starea de incompatibilitate, este degăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, bune administrări, precum și a dreptului la apărare.
Compania de administrație a infrastructurii rutiere a scos la licitate execuția lucrărilor pentru lotul 1 Târg Mureș-Ungheni din autostrada A3 până la Câmpia Turzii, singurul loc rămas fără constructor după ce în urmă cu 6 luni contractul fusese reziliat. Licitația este pentru execuția lucrărilor pe 4,5 km de autostradă și 4,7 km de drum de legătură și are o valoare estimată la 285 de milioane de lei. Compania care se ocupă de administrarea infrastructurii rutiere a scos la licitație execuția lucrărilor realizarea tronsonului de autostradă lotul 1 Târg Mureș-Ungheni, drum de legătură în conformitate cu condițiile de contract. Pentru lotul 1 este vorba de 4,5 km de autostradă și un drum de legătură de 4,7 km. Licitația va fi adjudecată după criteriul celui mai bun raport calitate-preț, în care prețul contează în proporție de 70%, 24% contează perioada de garanție și 6% garanția pentru rosturile de dilatație. Termenul de depunere a ofertelor pentru licitație este 7 decembrie. Orientarea turistică în condițiile reliefului muntos, împădurit, de multe ori greu accesibil, cu diferențe mari de nivel și variații meteo, este mai dificilă și de aceea sunt necesare câteva noțiuni și informații pentru parcurgerea în siguranță a traseului dorit. Iar pentru cei care stăpânesc arta orientării turistice, Casa de Cultura Studenților Târg Mureș a organizat în perioada 21-22 octombrie 2016 concursul de orientare turistică pe platoul Fâncel din Ibănești. Activitatea a ajuns la a 6-a ediție și s-a desfășurat în localitatea Ibănești pe platoul Fâncel, un loc propice pentru un astfel de concurs. Am venit astăzi aici împreună cu colega mea, Anda Marinaș, atât în calitate de participanți, cât și pentru a ne asigura că nimeni nu plătește nimic. Sunt studentă la Universitatea Dimitrie Cantemir, la turism, și sunt încântată că am venit la orientarea turistică, care este organizată de Casa de Cultura Studenților, și sper să ne distrăm astăzi. Proba de concurs a constat în parcurgerea unui traseu marcat într-o zonă împădurită, departajarea concurenților, făcându-se în funcție de numărul de posturi descoperite și a timpului obținut. E un sport care e important pentru că în momentul în care trebuie să te deplasezi de la un post la următorul, poți să iei decizii diferite, fiecare în funcție de cum îi place. Asta ajută ca și sport, începând de la copii pentru chiar până la toți participanții, puterea de a lua decizie în viață, repede, bine, dar fiecare pe drumul lui, important să ajungă la scopul final. Concurenții au primit din partea organizatorilor hărți de orientare în zona traseului de concurs. Am venit pe acest timp frumos ca să ne bucurăm de natură și să ne întoarcem din nou în perioada adolescenței când făceam acele concursuri de orientare la cercetași și exploratori. Sperăm și la anul. Noi avem o serie de evenimente în care încercăm să avem activități în aer liber, avem o expediție speologică, încercăm tot timpul să creionăm alte activități. Săptămâna viitoare vom avea o tabără de creație foto și pictură la Sovata, în care încercăm să sprijinim spiritul creativ al tinerilor și studenților din județul Mureș. Printre participanții acestui sport se numără și primarul comunei Ibănești, care a și sprijinit de altfel această activitate. Harta zonei a fost realizată de către comună în urmă cu mai mulți ani, dată de la care au început să organizeze concursuri de orientare turistică în zonă și eu mă pricep destul de bine și la organizare. Am înțeles că ați participat și dumneavoastră la realizarea traseelor. Da, da, da. Am pus posturile de control, am verificat harta să corespundă. Evenimentul s-a adresat în special studenților, tinerilor și elevilor. Elevii școlii gimnaziale Florea Bogdan din Reghin au dedicat o zi poetului și criticului literar George Coșbuc, a cărui opere aparțin patrimoniului cultural și național al poporului român. Cum s-au bucurat tinerii de incursiunea făcută în timp în literatura română, aflați în momentele următoare. Deși este considerat un poet care a scris poezii care se recitau la serbările școlare sau populare, creația sa recomandă drept un autor clasic al literaturii române, un om cu gust literar desăvârșit și un autor canonic care nu poate lipsi din manualele școlare nici în ziua de astăzi. Așa cum zicea și Liviu Rebreanu, este primul poet pe care l-a dat ardealul literaturii române, pe George Coșbuc. Cât au durat pregătirile? Au durat în curs de o lună și au fost receptivi copiii, foarte receptivi. Elevii au recitat și au cântat poezii și mai mult cântece după versurile marelui poet național. George Coșbuc a fost un mare poet și am învățat despre el că a făcut niște poezii foarte interesante. Ce știi tu despre George Coșbuc? Știu că este un mare scriitor de poezii. Poți să ne reproduci o strofă din poezia lui?
Da, a ieșit un lup din crâng și a alergat prin țeasă fure și se ducă în pădure pe copiii care plâng. Despre George Coșbuc știu că a fost un autor de multe poezii frumoase și drăguțe. George Coșbuc este unul din clasicii români care a scos în evidență partea solară, idilică a sufletului țăranului român. Două din liceele Reghinene, Liceul Tehnologic Ioan Bojor și Lucian Blaga și-au prezentat bobocii care au luptat pentru titlul de Miss și Mister. Pregătiți din timp, atât organizatorii cât și bobocii și-au etalat ideile creative și talentele. Cina Casei de Cultură Eugen Nicoar a fost gazda balului bobocilor al Liceului Tehnologic Ioan Bojor, care au pregătit o temă dedicată în mod special iubitorilor de motoare pe două roți și a stilului rock and roll. Emoții pentru bal? Da. Cât de mari? Foarte mari. Se pare foarte cool, e o tematică foarte mișto, o să ne distrăm mult pe tema asta. Nici elevii Liceului Tehnologic Lucian Blaga nu s-au lăsat mai prejos, alegând ca loc de desfășurare un restaurant din Reghin, unde au impresionat publicul cu o călătorie aeriană în lumea avioanelor. Am muncit mult pentru acest bal, dar rezultatele au venit până la urmă și suntem foarte fericiți amândoi. Pentru mine a fost o experiență foarte frumoasă și sunt sigur că îmi voi aduce aminte de ea toată viața. Și la fel am muncit cu toții am muncit foarte mult. Atât elevii organizatori cât și boboci au profitat din plin de această experiență, fiind una de neuitat. Aici punem punct jurnalului de astăzi. Dacă aveți informații sau imagini ce pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail stirarond.tv.ro sau pe pagina de Facebook Televiziunea ŠTV. Tot aici puteți revedea oricând jurnalele noastre. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. La revedere!